și cred că o să ne țină câteva ore. E doar din o ședință lungă. Sunteți de acord să începem ședința de Consiliu, da? Am convingerea că v-ați uitat pe procesul verbal de la ședința trecută. Dacă aveți completări. Dacă nu, atunci îi pun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține. Deci, în unanimitate, procesul verbal a fost admis. Astăzi, la ordinea de zi, avem 24 de puncte cu diverse. N-am să dilecitesc toate, pentru că de-aia am și început discuția și domnul primar a continuat-o vis-a-vis de ședințele de ieri, de la fiecare comisie. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți suficient de bine informat vis-a-vis de fiecare punct din acest convocatoare. Dacă sunteți de acord cu cele 24 de puncte de pe ordinea de zi, cine este pentru? Împotriva, abțineri? Aveți ceva în plus? Domnul primar? Eu aș vrea să-mi dați voie să, ca la diverse, să fiți de acord să prezint raportul primarului, care este și obligație minimală de a prezenta către comunitate situația reală, dar și o nevoie ca dumneavoastră și cetățenii noștri să știe cum s-a dezvoltat sau cum a evoluat, mai bine zis, administrația publică locală, localitatea noastră în general în anul 2016. Nu o să-l citesc tot, care 40 ceva de pagini, am făcut niște selecții și vă promit că foarte repede o să fie afișat pe site-ul primăriei și o să aveți posibilitatea. El nu este necesar să fie aprobat. El este o informare, raportul este o informare a primarului de starea, de fapt, a localității la momentul acesta. Dacă sunteți de acord, vă rog să... Sunteți de acord, nu se supune la vot pentru că intră la punctul diverse, dar e interesant să aflăm de la domnul primar, știu eu, o informare vis-a-vis de ce s-a întâmplat din 2016 și până în acest moment. Trecem la primul punct al ordinei de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și a bugetului pentru creditele interne rambursabile pentru anul financiar 2016. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Dacă aveți comentarii. De asta am punctat mai devreme. S-a discutat de din comisii. Dacă aveți nelămurit, puteți să puneți întrebări. Dacă nu aveți, și eu aștept. Atunci, ce era avizul comisiilor? Favorabil. Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. În unanimitate, punctul 1 a trecut. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul 2017. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. La fel. Dacă aveți completări sau comentarii sau nelămuriri, vă rog să le spuneți. Dacă nu, avizul comisiilor? Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? În unanimitate a trecut și acest punct. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea gradului de realizare a listei obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local pentru anul 2016. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Dacă aveți completări, comentarii, nelămuriri, nu. Avizul comisiilor? Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Deci, în unanimitate a trecut și punctul 3. Trecem la punctul 4. La punctul 4 apare și o completare, dar ieri s-a comentat și pe această completare, numai că nu aveați la dumneavoastră. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2017 la nivelul orașului Slănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. La punctul ăsta e completarea, nu? Da, strategia este... Strategia. Dacă aveți ceva comentarii, le facem. Dacă nu, ele s-au făcut oricum ieri, fără să avem această strategie. În anexă și planul de achiziție pe anul 2017. Da, s-a citit, ieri s-a dezbătut, consilierii au fost lămuriți. Avizul comisiilor. Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Nu. Mulțumesc. În unanimitate a trecut și punctul 4. Trecem la punctul 5.
proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 a hotărârii Consiliului Local al orașului Smerdic Moldova numărul 29 din 29.04.2014 privind prelungirea planului urbanistic general. E vorba de acel punct de care s-a și discutat. El s-a tot plimbat din 2000 în 2002, din 2002 în 2014, știți despre ce este vorba. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului Smerdic Moldova. Avizul comisiilor? Favorabil. Mulțumesc. Să pun la vot cine este pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Trecem la următorul. Numai dacă îmi permiteți da, la acest punct, aș face o precizare. La planul urbanist. La 5, da. Pentru, mai mult pentru cetățenii noștri care o să urmărească materialul. Este vorba de planul urbanistic general al localității noastre, care a fost aprobat în 2000. Practic, el a fost aprobat în Consiliul Local în 2002, l-a pornit în 2000 și care este la limita maximă de funcționare. El este făcut cum a fost făcut în 2000. Astăzi el nu mai corespunde cu nevoia localității noastre. Un singur exemplu, un cetățean mai la Vale de Pârtie nu poate să construiască decât pe 6,8% din suprafața care o deține. Dacă ai 1000 de metri, poți să faci 68 de metri pătrați de construcție. Dar dacă ai 100 de metri, nu poți să faci decât 6,8 metri pătrați de construcție. Respectiv, este total nepotrivit. Și atunci, ca să pornim un plan urbanistic general nou, care durează, este o prioritate a noastră, l-am prins în buget și vom da foarte repede concurs acestui lucru, dar ca să nu blocăm activitatea, s-a găsit o posibilitate legală ca să-l prelungim până la 31 decembrie 2018. El va fi prelungit în aceste condiții vitrege, adică în aceleași condiții. Noi putem prin prelungirea lui să creștem gradul de ocupare sau nivelul de înălțime sau alte aspecte. Drept urmare, cetățenii noștri trebuie să știe că vom face efortul să reglementăm acest lucru, dar până atunci vor fi vitregiți de aceste constrângeri care le are PUG. Sperăm ca într-un an și jumătate, care înseamnă record, pentru că celelalte localități au 3 ani, 8 ani de când fac acest PUG, să reușim să-l aducem într-o fază aprobată și să putem reglementa mult mai multe aspecte din localitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc celor mulțumim. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind aplicarea pentru aplicarea taxei speciale pentru întreținerea și înfrumusețarea stațiunii Smerdic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. La acest proiect de hotărâre s-a comentat ieri, ați înțeles despre ce este vorba cu această înfrumusețare, care este absolut necesară într-o stațiune și, de fapt, nu numai într-o stațiune, în orice localitate. Dacă aveți completări. Dacă nu, trecem avizul comisiilor. Favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, în unanimitate, da, trecut și punctul 6. La punctul 6 aș face din nou un comentariu. Acest regulament a fost, ca și celălalt regulament de parcare, a fost în dezbatere publică. Am respectat toate celelalte reglementări necesare. Avem o solicitare de la un întreprinzător privat în acest sens și vreau să vă asigur pe dumneavoastră, pe toți, că acești bani vor fi înregistrați pe un cont separat și vor ajunge exact acolo unde trebuie să ajungă, adică sunt destinați activității de întreținere, frumusețare a spațiilor verzi din localitate. Exact în acest moment, practic, facem o dreptate ca toată întreținerea stațiunii, sperăm noi să încasăm suficienți bani ca această întreținere să nu mai fie plătită din bugetul de la locuitor. Practic, anul acesta, cum v-am spus și în ședințele trecute, este primul an în care noi avem reglementate aceste lucruri, vom avea o monitorizare foarte exactă a acestor resurse, vom ști exact cât cheltuim pentru înfrumusețare. V-am spus și de această salubritate, se face separat pe zona aceasta și la sfârșitul anului sperăm să avem o situație la milimetru privind această activitate. O vom analiza împreună. Dacă ne rămân bani,
Sigur că putem să gândim la anul și bani pentru dezvoltarea activității de înfrumusețare. Ne-am dorit ca anul acesta să nu mai fie buruien prin parc sau alte aspecte nedorite privind starea, aspectul estetic al stațiunii noastre. Bun, mulțumesc și eu. Mulțumesc. Trecem la punctul 7 și anume proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare mediu în orașul Slănic Moldova. Inițiator economist Vasiu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Dacă la acest punct, care se leagă în mare și de cel de la punctul 6, dacă aveți completat, domnul primar, poate, nu știu eu... Da, eu vreau da? Să transmit cetățenilor noștri că, întrucât am primit deja cereri de reducerea acestei taxe de la anumite persoane care nu au posibilitatea să plătească. Cred că avem 4-5 cereri, nu avem foarte multe, adică nu este chiar așa de grav cum se comentează. Oamenii sunt conștienți că nu putem să reducem această taxă decât argumentat. În regulamentul acesta este prevăzut foarte clar cum noi luăm act de această nevoie, o trecem prin comisie, la social, la toate, la urbanism, vedem dacă se justifică ca persoana respectivă să primească gratuitate, nu gratuitate, reducere, pentru că gratuitate nu o să primească nimeni, și în momentul în care venim în Consiliul Local, pe baza acestui regulament, vă aducem dumneavoastră să votați exact dacă sunteți de acord sau nu sunteți de acord. Și în felul acesta, practic, avem reglementată și activitatea de reducere. Cred că nu mai aveți comentarii la acest punct. De fapt, și de ieri s-a înțeles acest lucru, mai ales că e vorba și de un regulament, e vorba și de ceea ce spunea doamna primar. Sunt exact. E bună venită această reducere pentru oamenii care... Toate sunt a fost și spre... Exact. Avizul comisiilor. Mulțumesc. Supun la vot cine este pentru. Împotriva, abțineri. În unanimitate a trecut și acest punct. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea sistemului de parcare cu plată în orașul Slănic Moldova. La fel, ieri s-au făcut comentarii foarte multe vis-a-vis de acest sistem de plată. S-a lămurit și cu proprietățile private și cu proprietățile, știu eu, care aparțin primăriei, adică domeniul public. Dacă mai aveți comentarii, le facem. Dacă nu, avizul comisiilor. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Trecem la următorul punct și anume proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind activitatea de blocare a roții autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar și sau pentru că nu s-a achitat taxa de parcare. Inițiator economist Vasiu Gheorghe, primarul orașului. Deci am zâmbit pentru că exemplu dat ieri cu cel care ar fi parcat în fața lui Eurovacanța, știu eu, mi s-ar fi blocat la un moment dat o roată și ar fi trebuit să vină să o deblocheze și să plătească și amenda de rigoare, nu? Noi nu ne propunem să blocăm roțile, dar vor fi situații cu siguranță când un autovehicul va fi parcat pe o trecere de pieton sau în niște locuri unde ar periclita foarte grav circulația. Știți foarte bine că vara avem un aflux mare de autoturisme și atunci am cumpărat aceste 5 blocatoare de roți și sperăm să le folosim din ce în ce mai puțin. În sensul în care conștiința să învingă constrângerea. Dar dacă o să fie nevoie, e un element de constrângere care trebuie reglementat. Și ca să putem bloca o roată, trebuie să avem acest regulament, care la fel a stat în dezbatere și și-au spus părerea cei care au avut un interes sau au avut o observație. N-am avut observații, înseamnă că toată lumea este de acord. Și atunci nu avem decât să punem în aplicare acest regulament. Dacă mai aveți și alte completări? Dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate a trecut și punctul 9. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Este vorba despre un proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferente contractului de administrare a terenului forestier dintre proprietarul UAT Oraș Slănic Moldova prin Consiliul Local Slănic Moldova și administratorul Regia Națională a Pădurilor Rom Silva, Direcția Silvică Bacău, prin ocolul Silvică Bocna, inițiator economist Baciu Gheorghe,
primarul orașului. Este un punct important pentru Slănic Moldova. Noi trăim de fapt într-o zonă montană unde ani de zile s-au făcut împăduriri și e foarte bine să se înceapă din nou aceste împăduriri pentru cei care vor urma după noi. Aici, dacă vreau să acest punct, practic, dumneavoastră aprobați și darea în administrare, însemnând că noi, neavând pădure și pășune, neavând o structură de pădurari la primărie, această plantație, conform legislației, trebuie să aibă un administrator. Și atunci, Rom Silva este un administrator de stat, este vecin cu această plantație și este cel mai îndreptățit să primească în administrare. Dumnealui a făcut o ofertă, avem toate aceste aspecte reglementate și sperăm să păzească, dacă nu păzește, răspunde, pentru că responsabilitatea nu mai este a noastră din momentul în care dăm administrare, este a dumnealui. Eu vă rog să votați acest punct pentru că este important. Deci prin lege oricum trebuie păzită, fie de resurse proprie, fie prin terți. Da, dar noi nu avem nici capacitatea, nici nu se justifică ca pentru 5-6 hectare care plantăm anul acesta să punem un pădurar. Ar fi total ineficient. Apropo, este în jur de 700 de lei pe an de hectar. Dacă noi împădurim 5 hectare, înseamnă 3500 de lei. Un pădurar, într-o lună și jumătate, dacă nu cumva într-o lună ar fi cheltuit banii aceștia. Adică de la o anumită suprafață în sus, poate că s-ar justifica deocamdată. Asta este situația. Bun, dacă mai aveți completări la acest punct, dacă nu avizul comisiilor, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Punctul 10 a trecut. Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre pentru exprimarea acordului în vederea amenajării și funcționării unui cabinet medical școlar în incinta clădirii grădiniței numărul 2, situată în Slănic Moldova, strada Cireșoaia, numărul 96, de către administratorul, și anume Școala Gimnazială numărul 1, Slănic Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Mă rog, da, avem aici dacă sunt comentarii. Consilier, domnul doctor, care deja a fost, știe, da? Dar aș mai veni cu sugestia ca nu doar la grădinița numărul 2. De exemplu, în sala de sport de lângă școala din Slănic, prin proiect există cabinet medical și ar putea funcționa și acolo, și acolo. Da. Da, noi am luat-o pe priorități. Da, cartierul Cireșoaia este la 12 km de Slănic Moldova și da, odată că acest cabinet medical școlar deservește elevii de acolo, care e obligatoriu pentru autorizarea la de funcționare, domnii doctor deja au fost de acord și miercurea și joia oferă consultații acolo medice de familie, au internet, au tot ce le trebuie și ne bucurăm că nu mai fac transportul bolnavii noștri până la Slănic Moldova. Și domnul consilier, avem în vedere pe viitor să dezvoltăm acest lucru, dar acum avem niște priorități în acesta. Spre exemplu, foarte repede trebuie să ne gândim cum amenajăm grădinița de la Slănic Moldova să poată primi copiii de la Cerdac. Am fost acolo și am avut ședință cu părinții și au înțeles că este mult mai sănătos pentru copii, mai bine, mai performant pentru copiii dumnealor să învețe aici. Sperăm să avem resurse necesare, pentru că nevoia este foarte mare. Ținem cont de propunerea și tot legat de asta, de cabinete medicale, fiindcă s-a ivit ocazia, tot prin proiect, sala de sport de aici din Groapa are și ea prevăzut cabinet medical. Ăsta ar putea fi dotat și făcut ca un centru de permanență. Dacă se face, pe urmă, să zice, lac să fie broaște, să adună, să găsesc și tot. Bun. Acum avem următorul plan. Priorități. După câteva proiecte o să vedeți că ne-am propus să dăm acolo la Salvamont, să dăm terenul în administrarea Consiliului Județean, inclusiv pentru un punct de primire urgențe, chiar un centru de primire urgență. Noi nu o să putem face mai multe în Slănic. Ne gândim să o facem să ne coste mai puțin și să fie fezabil. Dacă Salvamontul are paramedici și mai facem și noi un centru cu un alt paramedic și cu un alt medic și cred că
deocamdată acest aspect este o prioritate. Ați văzut că în decembrie am avut pe toată perioada desfășurării cât a funcționat Vârtej, am avut salvare aici, adică dacă era nevoie de o intervenție, chiar dacă nu a avut un punct unde să stea, salvarea pe perioada funcționării a fost aici. Și este un semn că ne interesează și compartimentul de primire urgență. O să vedem cum o să îl dezvoltăm pe măsură ce avem resurse și, bineînțeles, integrat. Pentru că noi mergem la toate întâlnirile și spune să integrăm serviciile sociale cu asistența, cu îngrijirea la domiciliu, cu asistența medicală, cu asistența pentru copii. Ne străduim să facem acest lucru cât mai integrat ca să nu împrăștiem în mai multe puncte asemenea obiective și să nu fie utilizate. Vă rog. Cu completările făcute și de domnul primar și de domnul doctor și cu concluziile pe care dumneavoastră le-ați tras și în ședința de ieri de la comisia respectivă, aceste propuneri vor fi analizate și vor fi puse în practică, dar prima variantă va fi cea cu grădinița numărul 2. Avizul comisiilor. Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot cine este pentru. Împotrivă. Abține. Nu. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Și anume proiect de hotărâre pentru exprimarea acordului cu privire la punerea la dispoziția Congregației Surorile Providenței, centru de îngrijire la domiciliu, a unui spațiu din clădirea Grădinița numărul 2, situată în Slănic Moldova, strada Cereșaia numărul 96, de către administratorul Școala Gimnazială numărul 1 Slănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. De fapt, punctul 11 se leagă de punctul 12, nu? E vorba de asistența aceasta medicală și am înțeles ieri că aceste surori nu vor sta în acea grădiniță, ci vor merge din casă în casă, în funcție de, știu eu, problemele de sănătate ale oamenilor în vârstă din cartierul Cireșoaia. Avizul comisiilor? Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot cine este pentru. Împotrivă. Abține. Nu. În unanimitate a trecut și punctul 12. Trecem la punctul 13 și anume proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii căsuțelor comerciale numărul 14 și 15 din Parcul Stațiunii Slănic Moldova, Aleea cu Castani, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă aveți completări. Dacă aici nu să, da, doamna, să trebuiască să alegem doi reprezentanți din Consiliul Local să facă parte din comisie. Va fi o comisie care va participa la toate etapele de acordare acestor căsuțe. Licitații și așa mai departe să analizeze documentul. Deci dacă aveți propuneri, avem nevoie de doi reprezentanți ai Consiliului Local. Îi alegem acum? Doar cum mai vreți să alegem acum. Faceți propuneri, două propuneri. Dintre cei care au expertiză în domeniul căsuților. Eu m-aș orienta spre cei dineri care deja au și activități. Da, domnul Mihai Rotaru, dacă n-are de gând să licitezi. Da. Deci domnul Mihai Rotaru, cine este pentru? Împotrivă, abține. Deci domnul Rotaru, o propunere. Altă propunere. Haideți că voi sunteți cu inițiativă și puteți să... Mai ales că se leagă de punctul ăla cu artizanat, cu Cerdac, Cireșoara, 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 cu Cerdac. Vreți să licitezi la căsuțe? Nu. Nu. S-ar putea să păstrăm aceeași comisie, că noi mai avem un punct, dacă știți, de închiriat niște terenuri și ar fi bine să păstrăm aceeași comisie, nu să înlegem de 1000 de ori. Da. Dacă există intenția să se participe, e un punct dacă, care se dacă unul dintre consilieri vrea să închirieze teren sau căsuțe, atunci trebuie nu să... Nu poate participa, este incompatibil. Să nu fie conflict de interese și să nu avem probleme. Da? A fost propus domnul Moraru. Dacă aveți... Nu, domnul Moraru nu. Altă propunere. Poate eu. Păi, poate vrea și dumneavoastră, da. Da. Domnul Catană. Domnul Catană. Da, da. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Deci domnul Catană. Cele două propuneri, dar nu trebuie trei? Două persoane, da? Două reprezentanți. Mulțumesc. Bun, aici și la închirieri de terenuri, ne străduim să facem cât mai transparent acest lucru, pentru că au început să se mulțească numărul de cereri. Dacă prima dată când am venit noi venea cerere maxim două, noi nu avem încă cereri neonorate la Slănic Moldova.
Apropo de ce circulă prin online și prin presă, că nu știu ce firmă care vinde grătare a fost favorizată. Repet, noi nu avem o societate care a cerut, sau o persoană, IPFA, SRL, care a cerut să închirieze o suprafață de teren pentru diferite activități sau o căsuță neonorat. Și atunci, nu poți să fii acuzat că ai favorizat pe cineva dacă nici măcar n-a fost o competiție. Cum să... toți care au cerut, au primit. Au primit. Deci nu poți. Și atunci, e adevărat că s-ar putea unii să fi vândut mai multe floricele sau ce au vândut decât sau i s-a părut celui care trece pe acolo că la clătite îl ar face niște bani. Este dreptul lui. Haideți, mai mare la... Asta e concurența. Bun, haideți să fim cât se poate de serioși când facem afirmații. Și eu mă bucur că, uite, avem în comisie și din opoziție și de la putere și nu putem fi suspectați că ne-am pus noi niște oameni ca să dăm aceste terenuri pe interese. În schimb, ce vreau să încurajez producătorii locali să se certifice. Pentru că urmează să găsim modalitatea ca producătorul local, avem deja unul care a venit sau s-a înregistrat, este producător de obiecte de artizanat, și este foarte bine ca noi, când închiriem aceste căsuțe, să putem da un punctaj care să avantajeze un producător local. Bineînțeles, în cadrul legal, pentru că nu ne propunem să facem discriminare sau concurență neloială. Și atunci, este bine că vin oameni care au activități, tangențe cu activitățile astea, ca să poată lua decizii cât mai corecte. Și aș propune și un amendament pentru domnii consilier, știu eu, poate între timp se răzgândesc și vor și dumneavoastră să închirieze, atunci să fie înlocuit, știu eu, rapid cu un alt consilier care nu... Să votăm unul de rezervă acum? Haideți să mai alegem unul de rezervă, zic eu, în cazul în care sunt tineri și poate doresc și ei să facă o activitate comercială. Domnul Moraru. Deci, domnul Moraru a fost propus ca rezervă. Voi suntem de acord. Dacă sunteți de acord. Da. Împotriva, ține rezervă. Mulțumesc. Deci, domnul, e rezervă la feminin, nu rezervă. Avizul comisiilor la acest punct. Supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu. Mulțumesc cu unanimitate. Trecem la următorul punct și anume proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a apelor uzate către SECE Apa Salubrizare SRL Sfânic Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă aveți completări sau comentarii. Da. Aici, pentru cetățenii noștri, vreau să le spun că această delegare este necesară, pentru că altfel compania noastră nu ar putea să opereze, să primească licență. Și, bineînțeles, vom face foarte repede și demersurile necesare pentru a obține licența și pentru a reglementa toate aspectele privind apa la Sălii Moldova. Sunt bucuros că ieri a avut loc și ultima fază a concursului pentru Consiliul de Administrație și avem 3 persoane selectate în Consiliul de Administrație, de la APA SEF și de la Ultim Prest, ceea ce creează premisele ca foarte repede să putem selecta managerul pentru aceste activități, în așa fel încât cel mai repede să intrăm și în legalitate, pentru că ne obligă legea care s-a adoptat în anul trecut și este obligatorie din decembrie, dar este și o nevoie a localității să punem odată la punct aceste activități, să le facem mai eficiente, pentru că lumea este nemulțumită de modul cum vine apa, de calitatea apei, de canalizare și alte aspecte. Dacă zic și dumneavoastră aveți și eu intervenții, dacă nu, avizul comisiilor, să pun la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Trecem la următorul punct și anume proiect de hotărâre privind aprobarea împăduririi terenului în suprafață de 135.296 metri pătrați, situat în punctul piciorul portului, cu material săditor obținut din donații și sponsorizări. Inițiator economist Vasiu Gheorghe, primarul orașului. Da, nu este opțională această aprobare. Știți că este o hotărâre de guvern la propunerea fostei conduceri de a împăduri această suprafață
Și Rom Silva ne cere, ca să putem face acest lucru, ne trebuie și o aprobare a Consiliului Local pentru acest... E de fapt o formalitate prin care noi suntem de acord să împădurim. Dar e o obligație pentru că am primit deja două amenzi când n-am împădurit. Așa că vă rog să votați acest lucru. Dacă mai aveți completări? Unde este piciorul portului? Deasupra cireșoarei, lângă... Că mai era la Pot Petrol, la Pot, mai era dincolo de Pot Petrol, e idealul ăla de acolo. Da, la drumul spre da. El iese la fereastră. Nu, ăsta e altul. E alt picior. Da. Zona împădurită se numește Muncei, eu am fost la vânătoare. Iar partea cealaltă neîmpădurită... Aș vrea să fiu acțiune sâmbătă cineva, dacă sunt, să ofere voluntarul să facă continue împădurirea. Trec la următorul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Slănic Moldova cu Asociația Rotary Club Bacău în vederea împăturirii unor suprafețe de teren din proprietatea orașului Slănic Moldova. De fapt, se leagă unul de altul, inițiator economist Bașu Gheorghe, urmarul orașului. Dacă nu aveți completări... Da, eu trebuie să fac o precizare. Mulțumim Asociației Rotary, care este... susținătorul nostru, sponsorul nostru în acest proiect, sunt fără dumnealor nu am fi reușit să împădurim. Știți foarte bine că am primit sponsorizare și puieții și manopera aferentă, care nu este puțin. Și vreau să vă spun că primăria Slănic Moldova, OAT-ul, nu a cheltuit niciun leu pentru această împădurire, care într-un final va ajunge la aproape 6 hectare. Deja sunt împădurite 4,5 hectare și mai urmează încă un hectar în perioada următoare, ceea ce mai împădurim și noi, poate reușim totuși să facem anul acesta. Noi ne propusesem 2 hectare, era o ținta noastră, faptul că se fac aproape 6 hectare este ceva extraordinar și asigur cetățenii că nu o să le fie mai greu dacă împădurim acest lucru, pentru că există niște comentarii când ne plantează fundul grădinii. Sigur că noi nu putem să mutăm acest loc mai la deal, pentru că a fost stabilit o dată prin cadastru de către Consiliul Local la vremea respectivă, când în 2009 s-a stabilit unde se împădurește și cred că puieții fiind 1 plus 4 ani, au 5 ani, deja nu mai trebuie să așteptăm 10 ani restricție de intrat cu animalele acolo, probabil că în 3-4 ani se va putea circula și bineînțeles că pădurea este un plus pentru că nu mai vin aluviunile și ne protejează și cred că o să fie pe modelul părului Bradului unde deja au 30 de ani copaci și pasc o vin de acolo, nu cred că este o problemă. Dacă mai aveți completări la punctul ăsta, dacă nu, avizul comisiilor. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumesc. Trec la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între OAT Slănic Moldova și Asociația Prietenii Slănicului în vederea organizării de evenimente și acțiuni cu scop de susținere a promovării și dezvoltării durabile a stațiunii Slănic Moldova. Inițiator economist Bașu Gheorghe, primarul orașului. Comentarii? Nu. Avizul comisiilor? Favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține, trecem la următorul. Da, este un punct care trebuie marcat. Mulțumesc celor implicați în această asociație. Orice asociație, orice ONG care vine să ne ajute este foarte important. Avem deja 3 pe raza localității noastre și mai vin și din afară. Aceste asociații au în spate voluntari, au în spate oameni care vin dezinteresați în proiectele dumnealor. Dar mai important este că acest parteneriat ne dă posibilitatea să ne promovăm mai bine, să acționăm mai eficient în localitatea noastră și, bineînțeles, să atragem și resurse. Pentru că, într-un fel, dacă cere primăria o sponsorizare, ne dă cineva și, altfel, dacă cere o asociație care are în spate o armată de voluntari, primește acest lucru. Mulțumesc celor implicați în asociație. Este vorba de părintele Cătălin Ilie,
de Mădălina Mazilu și de diaconul Neculai. Mulțumim, trecem la următorul punct, și anume proiect de hotărâre privind atestarea unor terenuri în proprietatea publică a orașului Slănic Moldova, inițiator economist Bașu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Dacă aveți comentarii vis-a-vis de acest punct? Nu. Avizul comisiilor? Favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci în unanimitatea a trecut și acest punct. Trecem la punctul 19. Și anume proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă a unor terenuri situate în orașul Slănic Moldova în baza dreptului de preemțiune. Inițiator economist Bașu Gheorghe, primarul orașului. Completări? Intervenții? Și nu. Da, ieri le-am arătat și harta. Terenurile sunt aferente unor imobile care deja sunt concesionate. Spre exemplu, la Cerdac, la Cișmea, este primul teren. Vine spun, domnul Munteanu. Al doilea este la pe Nicolae Bălcescu, 24 de metri pătrați, Rotaru Mihai. Al treilea este Guruiță Ion Gabriel, 40 de metri pătrați. Al patrulea este Scurtul Cornel, 20 de metri pătrați. Al cincilea, atât. Da? E vorba de niște terenuri lângă garaje. Noi vrem să aducem venituri, dar lor vor plăti pe 5 ani retroactiv aceste terenuri care le ocupă, de fapt, și această acțiune va continua. La fiecare ședință vom aduce câteva terenuri, pentru că terenurile astea nu înseamnă că pierdem proprietatea, înseamnă că acești oameni le utilizează terenul și vor plăti taxa de concesiune în continuare, vom aduce niște bani care intră în bugetul local, sigur. Și, practic, reglementăm și o situație istorică. Spre exemplu, Cornel are de 20 de ani ocupat acest de 20 de ani are concesiune. Este greu de spus de când e ocupat ăsta, da? Dar nu putem lua mai mult de 5 ani retroactiv. Și 5 ani cu cât este 100 de lei, este o sumă care e foarte importantă la momentul acesta și reglementăm și o situație. Și mai sunt și alții și am încurajat pe toți, veniți și noi vom face cumva să reglementăm aceste lucruri, nu ca să facem o șmecherie, ci practic să terminăm cu această zonă gri în care dumnealor și-au plătit concesiunea pentru activitatea de bază, dar o activitate suplimentară acolo este neacoperită. Și eu cred că este, în primul rând, o nevoie a noastră să, de urbanism, să terminăm odată cu aceste situații. În același timp este și o prioritate a dumnealor să-și reglementeze regimul juridic, pentru că nu putem să tergiversăm. Dacă mai aveți ceva intervenții, dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci în unanimitatea trecut și punctul 19. Trecem la punctul 24. 20. Detestează proiect de hotărâre. Atenția. Dacă sunteți atenți. Vorbesc de geală. Privind stabilirea punctelor de desfășurare a unor activități comerciale pe terenul proprietatea orașului Slănic Moldova, inițiator economist Bașu Gheorghe, primarul orașului. Ieri s-au făcut discuții destul de profunde vis-a-vis de aceste terenuri, dacă mai aveți completări. Sunt acele terenuri comerciale care au fost și așezate pe o schiță, le-ați și văzut. Dacă aveți completări, dacă aveți intervenții, dacă aveți comentarii. De fapt, noi vrem să valorificăm anumite terenuri. În primul rând cu parcul central. În parcul central era reglementat în PUC că se pot desfășura activități ocazionale sau sezoniere, deci nu era interzis. Noi n-am concesionat în parcul central terenuri. Dacă vine cineva și vrea să, de zilele stănicului, să vândă floricele de porumb, noi aveam reglementat asta și practic n-am încălcat niciun fel de reglementare. Acum am extins aceste suprafețe, însemnând la intrare la izvoare să creăm două spații acolo, tot pentru activități din astea mai mici, adică nu terase, alte. Poate vrea cineva să vândă chiurtești sau clătite sau ceva, care sunt necesare, supuri, da? Avem la baraj, acolo este parcare făcută dinainte de 89, ea este amenajată și țintim acolo să punem niște obiecte de artizanat, pentru că este traficul de turiști scurt, că turistul duce pe baraj și se întoarce pe drum înapoi, nu mai ajunge până la cascada.
Și avem la Cascada 3 o suprafață în parcarea mare de pe dreapta, mai sus de Cascada, pentru că erau niște căsuțe pe stânga și erau în domeniul privat și aveam niște solicitări și sperăm să încasăm niște bani făcând aceste puncte de artizanat în zonele respective. Să era la punctul următor. Da? Se leagă unul de altul. Aici reglementăm doar activități. Avizul comisiilor? Favorabil. Să pun la vot cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu, mulțumesc. În unanimitate a trecut și punctul 20. Trecem la următorul punct care este la fel. Proiect de hotărâre 21 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri în vederea desfășurării de activități comerciale. Aici trebuie și comisia, da? Da, asta e. Propunerea este să rămână aceeași comisie sau dacă vreți să votăm o altă? Păi, dumneavoastră. Aceeași comisie, zic eu, ca să prea multe comisii. Da, supun la vot propunerea doamnei. Dacă sunteți de acord să rămână aceeași comisie cu rezerva respectivă, cine este pentru? Mulțumesc. Dacă mai aveți concretări, dacă nu, avizul comisiilor. Supun la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Trecem la următorul punct și am un proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale Ministerului Sănătății pe perioada de funcționare a Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, chiar dacă Institutul Balneo a început să fie oponentul nostru, până acum era făcusem înțelegerea că preluăm documentația, am primit răspunsul că nu putem prelua documentația, că este specifică personalizată. Eu am venit cu această propunere și pe baza discuțiilor care am avut la Ministerul Sănătății și la Agenția de Resurse Minerale și vă rog să aprobăm aceste facilități conform cu articolul respectiv. Facilitățile sunt gratuitate pentru apa minerală și dacă Ministerului Sănătății. Dacă Institutul Balneo se privatizează, atunci el nu o să mai fie la Ministerul Sănătății, respectiv nu o să mai fie suspiciunea care a existat la noi până acum, că dacă se privatizează, atunci practic dăm unui concurențe. Dumnealor au documentat că fac o activitate de cercetare, adică pe lângă faptul că au tratament balnear, au și componenta de cercetare și chiar și în situația asta în care încearcă să ia dumnealor licența de exploatare, care este din punctul nostru de vedere și ați votat și data trecută un nonsens, eu rămân ferm pe poziție că această licență trebuie să vină la primărie și primăria să poată suporta cheltuielile și amenajările și toate celelalte pe proiecte comune, să nu ne separăm. Unul are licența, unul are terenul, primăria are căile de acces. Într-un final, viziunea mea este că trebuie să ajungem să putem gândi unitar întreținerea, exploatarea, responsabilitatea vis-a-vis de dezvoltare. Dezvoltarea, sigur. Noi trebuie să stănim Moldova să dezvoltat pe lângă această resursă și ea trebuie să revină la autoritatea locală. Ea a fost autoritatea locală pe vremea comuniștilor pentru că firma de IBC-ul era sub ordinea primarului cumva politic și atunci lucrurile au mers cel mai bine, s-au făcut proiecte comune, s-a dezvoltat, Institutul Balneo venea și făcea proiecte, reglementa, certifica. Institutul Balneo rămâne cu această expertiză, rămâne cu... Noi nu avem la cine să ducem la altcineva, respectiv o să mergem la dumneavoastră să ne certifice, să eventual să facem parteneriate pe proiecte, dar întrucât situația juridică a terenurilor și situația juridică a licenței este așa de delicată, vreau să și insist să votați acest punct, care închide, practic, orice suspiciune decât la Institutul Balneo, că noi nu vrem să acordăm această facilitate. Decizia desprinsă e foarte clară. Deci să rămână la stat. Deci asta e esența. Nu la stat, să rămână la primărie. La primărie, care reprezintă... Aș vrea să facem o completare. Noi să fim de acord cu facilitatea aceasta fiscală, dar și obligația dumneavoastră de a, cum se zice, de a face analizele izvoarelor, tot gratuit.
pentru că un izvor care trebuie să-și ia certificatul analizelor, doamna Sică știe, probabil de aici, cel mai bine, costă 49 de milioane. Numai ca să ne dea analizele componentelor din cadrul izvorului. Și atunci, eu cred că e echitabilă chestia asta. Cea bun, doua, bun. Eu propun să-i dăm această gratuitate fără să o condiționăm. Dacă dumnealor din parteneriatul care îl face, care va rezulta din asta, va trage concluzia că este bine să facă acest lucru, va face. Dacă nu, domnul Munteanu, eu vă asigur că chiar dacă ne costă 3.000 de lei sau 1.000 de lei, vom găsi resurse necesare, pentru că dacă vom condiționa, atunci există riscul să spună nu, doamne, noi nu vrem în felul ăsta. Am convenit așa, nu o să mai poată comenta absolut nimic, vor primi apă câtă vor, 95% din apă curge la Păruș și e păcat că noi ne ciondănim aici pe ceva care de fapt trebuie să repet. Dacă Perla Moldovei încasa, noi estimăm și 10.000 de euro pe lună de pe urma acestor izvoare, ea a devenit o vacă de mulți. De asta Flora a preluat-o ca să aibă de unde să încaseze niște bani și de asta astăzi este un interes. Pentru că altfel, eu nu văd, este un nonsens să te lupți când ăla îți dă gratuitate, să te lupți totuși să iei licența. De ce? Pentru că este un punct sensibil din care cineva poate să aibă controlul asupra întreprinzătorului din Sălim Moldova. Nu, primar, deci am zis că la Ministerul s-a discutat problema înființării unui institut pentru aceste analize și pentru autorizarea bazelor de tratament, fie că va fi privat, fie că va fi sub tutela Ministerul Turismului sau să rămâne tot cumva legat de Ministerul Sănătății. Și al doilea rând, făceam paranteza asta astăzi când am discutat, mie mi se pare că, mă rog, am înțeles că vor să facă cercetarea, asta spun așa, într-o paranteză pentru colegi, ei vor să facă cercetarea care, de fapt, în termeni interesează exploatarea corectă și dezvoltarea izvorilor. Că cercetarea, nu știu cum se face, pentru că vă zic, atâta timp cât tu vrei și spui că ai doi apă minerale în Sălim Moldova, mie mi se pare că deja se depășește orice limită a bunului simț. Apele din Sălim Moldova sunt cu decură internă, nu decură externă. Singurul care e decură externă este cel pentru ochi. Iar institutul face, eu am odată, i-am zis cu domnul Părea Răzărescu, mai spuneți că aveți doi apă minerale, că încep cu lumea să te întreb care. Iar că este de cură internă și când fac frecții la piciorul meu cu apa asta, e tot acolo. Da. Cu completările și intervențiile de rigoare, dacă mai sunt, dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Mulțumesc, supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, în unanimitate a trecut și acest punct. Trecem la ultimul punct și anume un proiect de, la penultimul, proiect de hotărâre privind acceptarea solicitării Consiliului Județean Bacău de trecerea unor bunuri imobile situate în Slănic Moldova, punct Brigada Silvică, din domeniul public al orașului Slănic Moldova, în domeniul public al județului Bacău, inițiator economic Baciu Gheorghe, primarul orașului. În mare, pentru cei care nu au fost ieri, este vorba de Salvamont. Consiliul Județean dorește ca să facă investiții și ca să facă investiții are nevoie de teren, pentru că asta e regula. Dacă aveți completări, dacă nu, avizul comisiilor. Supun la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Nu, mulțumesc. În unanimitate, trecem la ultimul punct, dacă vă rog pe domnul primar, da? Da. Care la începutul ședinței și-a manifestat dorința să facă o informare vis-a-vis de activitatea din 2016 până în prezent, vă rog să facă această informare. Prima dată pentru punctul 23. Noi am propus ca acest teren să treacă la Consiliul Județean, condiționat de faptul că acest lucru se va întâmpla pe perioada când activitatea va fi respectată, adică să existe punct de salvamont, inclusiv am trecut astăzi, punct de prim ajutor și apropo, domnul doctor, și un punct de primire urgențe. Și noi credem că nu este foarte departe, dar pe acolo trecând turiștii pe trasee turistice și putem, pe lângă acest punct de prim ajutor, știți foarte bine că Salvamontul are paramedici, are voluntari, au o structură care, în primul rând, nu ne afectează la buget, este
finanțat de la bugetul județean și cel puțin în această perioadă este foarte important pentru noi să nu cheltuim bani. Această perioadă și următoarele 15 ani. Și următoarele 15 ani. Da. Asta vreau să fac precizarea, că este trecut în proiectul de hotărâre, că în momentul în care această activitate nu mai funcționează, atunci el revine natural la Livăria Serii Moldova. Și la punctul diverse, materialul este foarte, foarte mult, ca să nu vă rețin foarte mult, situația economică a primăriei, datorile primăriei la data de 1 iunie 2016 erau de 6.446.649, respectiv 64 de miliarde de lei vechi. Restanțieri la plată persoane fizice 146.441, respectiv 1.400.000, dar la persoane juridice avem 3.358.000, din care doar perluțele, renumitele perluțe de la Sălin Moldova au așa 10 miliarde perla Moldovei, 11 miliarde 370 perla turism, 3 miliarde aproape perla construct, Gricton 1 miliard 300, Flora SRL 70 de mii. Respectiv, noi suferim la acest moment pentru faptul că firmele astea cele mai renumite din Sălin Moldova au datorii de aproape 25 de miliarde și pentru că sunt în insolvență, în faliment, noi stăm la mila judecătorului, a lichidatorului, practic, a acestor firme. Nu a judecătorului, a lichidatorului, rectific. Situația încasărilor s-a îmbunătățit. Dacă în semestru 1 s-au încasat 3.743.000, în semestru 2 s-au încasat 3.823.000, situația executărilor silite la fel, am reușit să dublăm practic suma încasată din executări silite în a doua parte a anului de când am venit noi la conducerea primăriei. Avem în ceea ce privește, așa ca să aveți niște cifre, în cadrul biroului de impozite și taxe, s-au eliberat 580 de certificate de atestare fiscală, 83 de declarații de impunere, 60 de cereri de radiere a clădirilor, 106 de declarații de impunere, 84 de cereri de radiere de terenuri, 140 de declarații de impunere, 83 de cereri de radiere, 590 de procese verbale de amendă, 515 adrese solicitate pentru informații publice, 713 titluri executori și somați, 168 de facturi pentru contractele de închiriere aferente terenurilor concesionate. În evidența biroului de impozite și taxe sunt 346 de clădiri, proprietate persoane juridice, 3.326 de clădiri, proprietate persoane fizice, 340 de terenuri de proprietate persoane juridice, 5.773 de terenuri proprietate persoane fizice, 117 mijloace de transport persoane juridice, 1.052 mijloace de transport persoane fizice. 196 de persoane cu contract de concesiune, închiriere ANL, toate sunt trecute aici, 122 de persoane juridice cu contract de concesiune, 804 persoane fizice cu înregistrare, care înregistrează obligații de plată reprezentând amenzi, 804, este o cifră impresionantă, și s-au făcut 2.699 de proces verbal de contravenție. În anul 2016 au fost acordate bonificații pentru plata cu anticipație impozitului astfel. 3.434 lei pentru persoane fizice și 38.664 lei pentru persoane juridice. Respectiv bonificații care sunt conform legislației. Numai pentru că anul trecut impozitul a fost 0,2% din valoarea de impozitare față de 1,5% cât a fost în anii anteriori, poate să ne Moldova a pierdut 2.136.719, respectiv 21 de miliarde de lei. Gândiți-vă, dacă 21 de miliarde se adunau la 25 de miliarde care le-au perluțele astea datorii, noi cu banii aceștia astăzi am putea să facem planul și să nu fim înglodați în datorii. Avem situația de la resurse umane, este că avem la 2016
erau ocupate 48 de posturi ocupate cu funcții publice, 12 posturi vacante și 2 funcții de demnitar, primar, viceprimar. Astăzi avem practic 18 posturi vacante, deci 6 posturi practic au fost eliberate, practic avem cheltuieli mai mici și se mai eliberează încă unul în 30 de zile și urmează să mai angajăm pe 2 pe control comercial. Pentru cei care au fost ieri la comisie, am spus că este foarte important să avem o persoană pe control comercial. Organigrama. A fost modificat organigrama. Știți foarte bine că anumite, birouri, compartimente, practic, au fost comprimate, tocmai cu scopul principal de a eficientiza activitatea și de a oferi flexibilitate în managementul primăriei. Sunt foarte multe nevoi sporadice și atunci vârful ăla de activitate, dacă într-un birou, de exemplu la urbanism, sunt mai multe persoane, atunci poate fi distribuit și acoperit acea zonă. Avem, cel mai important este că am dus la serviciu de urbanism, sunt în total 10 persoane acum. Am comasat cu amenajarea teritoriului, administrat domeniul public și privat, mediu și activitate de transport. SVSU, Poliția Locală, au rămas la fel. Despre aceste, despre aspectele legate de organigram, am mai discutat la ședința respectivă. Avem pentru domeniul public și privat, avem niște minusuri la capitolul registrare a terenurilor în domeniul public al localității. Este o prioritate pentru noi. Chiar astăzi am avut o echipă în acest sens și vom da prioritate la intabularea, până vine intabularea mare a cadastrarea orașului, care practic a început în 2009, dar nu se va termina în următorii 3-4 ani, pentru că este foarte greu să găsești fiecare proprietar. Ne propunem să intabulăm foarte repede aceste terenuri, în principal căi de acces, drumuri și alei pietonale, care să fie obiectul proiectului de atragere a fondurilor europene. Vom face acest lucru pentru că este odată fără acesta nu suntem eligibili să atragem fonduri europene, dar și ca o nevoie de a intabula zestrea noastră în domeniul public, ocazie cu care suntem protejați de eventuale executări. Pentru că noi suntem executați acum pe niște terenuri tocmai când nu au fost intabulate în domeniul public. Și în registrările la punctul precedent, poate ieri am citit în comisie, astăzi nu am citit, este inclusiv clădirea și terenul de la primărie nu este intabulat. Poate fi executat de către un debitor, ceea ce este o anomalie, cum au fost executate și alte terenuri ale primăriei. Eu sper ca și pe partea de sănătate și pe partea de educație avem niște priorități. În acest raport veți găsi cifre și dacă aveți întrebări, pot să vă stau la dispoziție. Numărul de copii și prioritățile noastre pe educație, pe sănătate, deja unele dintre ele le știți. Acest raport are anumite pagini în care veți găsi jumătate din 2016, să știți cum am găsit primăria, toți debitorii, și vă vom prezenta inclusiv debitorii majori. Veți găsi în acest raport toți debitorii majori, ca să știți și dumneavoastră, să știe și populația, și în același timp veți găsi și a doua parte a anului, în care numai la carburanți, spre exemplu, noi am economisit 1 miliard de lei în jumătate de an. Atât de mult carburant s-a consumat în anul precedent. Ne-am străduit să facem aceste economii, de multe ori în detrimentul cetățenilor noștri care aveau nevoie poate de să fie cineva acolo mai des sau, dar ne străduim ca pe viitor să facem o structură foarte sănătoasă de dezvoltare, transparența să rămână o prioritate pentru noi. Vă rog, oricând aveți anumite
întrebări și dumneavoastră și cetățenii noștri să nu evitați să ni le, să ni le spuneți înainte de a proceda cum procedează Hotelul Perla Moldovei, care face sesizări că dacă n-ar fi venit oamenii la grătar în parc, sigur afacerea dumneavoastră ar fi fost, ar fi mers mai bine. Este o dovadă a lipsei de respect față de autoritatea locală și credem că acest mod de abordare trebuie să dispară. Dacă Perla Moldovei vrea un ajutor să vină să-l ceară, noi îl dezbatem în Consiliul Local și dacă îl merită și este justificat, atunci o să îl acordăm. Până atunci să încerce să facă front comun cu administrația publică locală, indiferent cine este proprietar sau cine, noi suntem echidistanți și vom încuraja toți întreprinzătorii să vină și să ne spună părerile dumneavoastră. Dar nu în felul acesta în care, după 6 luni de zile sau 8 luni cât au trecut, să reclame o activitate trecută că, de fapt, noi nu am fost atenți că oamenii au fost, n-au dat bonuri fiscale sau au angajat la negru. Este lipsit de bun simț ca după 8 luni de zile să vii cu o sesizare către primărie, care nici măcar nu este de competența ei, dar în același timp este tardivă. Este, practic, e o derâdere așa, care vrei să o faci. O să întreb dacă vreau să știi, ei și-au plătit impozitele și taxele? Nu, nu. A. Până la ora asta, mâine mai este ultima zi, sperăm să plătească mâine. În orice caz au un debit de 20 ceva de mii de anul trecut, dar noi nu suntem aici să discutăm fiecare, adică n-aș vrea dar să... Este dreptul... simplu că, știți cum, cine strigă pe cine strigă, știți? Da. Știm foarte bine... Trebuie să le dați răspuns? Trebuie să le dăm răspuns. Păi spuneți că, în 30 de zile. Economia de piață și... Dacă cei care au fost aici în grupa de mar, au avut o soapă suficient să plângă că n-au făcut bani și tot ala să și așa și pe soapă. Și al doilea, chestiunea cu personalul, nu este mai puțin de primărie. Este finanțe care vede dacă au avut documente, e temeul dacă vede că... Și trebuia să spun atunci. Ca să fim simbara. Acum puteam spune că asta oameni înculegeam pe repin braț. Eu voiam să spun că este o atitudine lipsită de respect. Și aș vrea să fim solidari cu modul de lucru, în primul rând. Noi am adus în administrație un mod de lucru foarte transparent. Mai transparent de atâta nu se poate. Întotdeauna când ați avut o opinie, nu poți să spui că taxele sunt foarte mari, după ce 45 de zile a stat la transparență proiectul de taxe, după ce noi în 45 de zile ne-am dus la ei acasă, cel puțin o dată la fiecare întreprinzător, eu personal am fost, sau am făcut întâlniri aici, spre exemplu, pe un scaun acolo în spate stătea un reprezentant de la Perla care îl cheamă Poncoș, renumitul domnul Poncoș, da? În timpul dezbaterii publice nu a deschis un cuvânt. A stat, a ascultat, doamne, venim aici să ne spunem punctul de vedere. După ce s-a închis dezbaterea publică, trebuie să avem respect și dacă până atunci nu am comentat, atunci să așteptăm următoarea dezbatere publică, pentru că noi nu vom lua decizii în fiecare lună în funcție de fiecare întreprinzător nemulțumit. Dacă majoritatea întreprinzătorilor spuneau atunci, da, doamne, dorim acest lucru, noi argumentam că putem să îndeplinim dorința, că nu putem, din ce cauză și în felul acesta ne înțelegeam și plecam mai departe pe principii de încredere și de normalitate. Nu vreau să fiu foarte critic, dar vă spun că sunt mâhnit și de modul în care la momentul acesta din exterior este susținut stănicul. Mă refer la factorii de decizie, dar sunt mai mâhnit pentru că noi aici în interior nu reușim să facem un front comun. Nu am venit aici la Stănic Moldova pentru interes personal, cum alții au stat pe postul de primar pentru interesul lor personal. Gândiți-vă că în 2016 au fost de 7,5 ori mai mici taxele la firme private, dar cetățenii au rămas cu aceeași taxă. Da? Din respect pentru comunitate, ar fi trebuit să fie o echitate. Nu cetățenii noștri să plătească taxe la fel și pentru că se punea în funcție nu știu ce hotel să se ia măsură să favorizeze un întreprinzător privat în detrimentul dezvoltării localității noastre.
Acest lucru nu este corect și am promis și voi susține ca interesul personal să fie în urma interesului comun. Noi interesul comun trebuie să-l vedem ca, ca cel mai important mod de a dezvolta sănătos această comunitate. Vă mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc domnului primar. Dacă dumneavoastră la diverse mai aveți ceva de domnul... Domnul primar, mă întreabă lumea cu parcurile astea. Pe ce autorizați dacă repare parcuri? Deci nu este obiectul... Bun. Nu este obiectul ședinței de Consiliu Local, dar vă răspund. Este vorba de să, dacă gardul are același material și nu se modifică fundația și alte aspecte, atunci nu este o autorizație. Dacă el își schimbă gardul, practic dă gardul ăla din scândură și își face gard din piatră, gard din fier forjat, alte materiale, atunci legislația prevede că îi trebuie autorizație de construire. Dar cel mai grav lucru este, domnul consilier, că de regulă oamenii nu ne anunță și mai ies ei în drum jumat de metru, un metru, da? Și crede că stăpânesc lumea asta. Am fost și ieri la cineva în vizită, nu dau nume ca să nu fiu părtinitor, și am spus, domnule, să știți că ați pus gardul, a pus gardul aproape în drum. Și am spus, domnule, n-ați putut să-l scoateți mai în drum dacă... Și s-a uitat așa la mine și spune, domnule, știți de ce? Pentru că atunci când dumneavoastră nu veți mai fi, pentru că eu în domnul în vârstă, cei care vor moșteni să vândă mai mult, doamne. Pentru că asta este ce scop ai avea să scoți gardul în drum. Să mai iei tu 50 de metri, 20 de metri pătrați în detrimentul comunității, a dezvoltării comunității. Parcă suntem niște oameni care nu... Doamne, ce poți să faci cu jumătatea aia de metru? Ce poți să faci? Și sunt anumite străzi în care acum abia putem trece cu mașina de pompier. Nu putem să tolerăm acest lucru și le transmitem cetățenilor noștri că noi nu avem nimic cu oamenii corecți și oamenii responsabili. Avem cu oamenii care fac abuz și te trezești cu clădiri în domeniul public sau nu putem să le lăsăm. O sperăm și vă spun, v-am spus că avem la control comercial deja selectat o persoană. Avem pe 20 aprilie, pentru cei care ne văd și pentru dumneavoastră, dacă aveți cunoștințe, arhitect șef, trimiteți-i la concurs, pentru că pe 20 aprilie va fi concursul la ANFPA de arhitect șef al localității noastre, care ne permite să deblocăm situația jenantă în care suntem, că nu putem emite autorizații de certificate de urbanism și autorizații de construire. Este anormal ca o stațiune să nu aibă, dar pentru că noi am moștenit la urbanism oameni care nu au asemenea certificări, trebuie neapărat să știți foarte bine că pe 18 ianuarie s-a publicat în Monitor Oficial noua lege. Ea este acum la Camera Deputaților, care este foarte decizional și sperăm să o abroge. Pentru că legea asta va crea niște probleme foarte grave orașelor care sunt stațiuni turistice. Pentru că celelalte orașe nu au această problemă, dar pot spune, orașele stațiuni turistice trebuie să aibă arhitect șef, altfel nu pot să... Poate că este normal să se întâmple acest lucru, dar nu deodată. Adică să te lase un an, doi ani, până când să-ți pregătești această structură și când vine legea, când se aplică, să poți fi pregătit să nu curci cetățenii. Acum suntem 8 persoane care au situația aceasta de-i plimbăm la Bacău. Bacău spune că trebuie să dăm noi, noi spunem că trebuie să dea Bacău și ne mulțumim acești oameni. Îmi pare rău că a trebuit să fiu atât de vehement, dar sper ca să terminăm într-un mod optimist și vă încurajez să rămâneți alături de proiectele noastre și să ne susțineți și să fim cât mai deschiși să ne putem ajuta. Dacă nu mai sunt probleme la diverse, vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o zi bună. Mulțumesc!